Stimați prieteni, suntem după ora mesei. Am fi putut spune înainte de masă că ne-am giftuit. Am avut două lecții consistente, minunate. A venit și masa fizică. Și acum cred că suntem mai bine dispuși de a asculta Cuvântul lui Dumnezeu. Îi mulțumim pentru că putem fi azi aici. Și eu cred că se scrie deja o carte de aducere aminte pentru ziua aceasta. Cred că toți ne dorim să fim scriși în cartea respectivă. Pentru că ne găsim în locul acesta în care am dorit de atâta timp totuși să fim împreună. Iată, fraților, cum cântăm într-o cântare, o sosă timpul ca să ne bucurăm împreună. Am apreciat cele două lecții care au fost de o profunzime sufletească foarte mare. Pentru astăzi m-am gândit la o lecție, cuget de mult la ea și poate că ar mai trebui încă șlefuită. Lecția este intitulată Ai luat robia captivă. Psalmul 68, versetul 18, care spune așa: Te-ai suit la înălțime, ai luat robia captivă, ai primit daruri în om. Chiar pentru cei răzvrătiți, ca Domnul Dumnezeu să locuiască acolo. Mare lucru din acest text, din această profeție, n-am înțelege, dragi frați și surori, dacă n-am avea completarea din Cartea Noului Testament. Mergem în Cartea Efesenilor, capitolul 4, versetul 8 și 9, întregește această profeție pe care Apostolul Pavel o reia, o citează, dar mai adaugă ceva la ea, ceva în plus. Și să-l ascultăm ce ne spune Apostolul Pavel aici legat de această profeție. Iată ce găsim scris în acest text. De aceea este zis, suindu-se la înălțime, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. În regulă până aici consună cu profeția care am citit-o. Dar observați ce spune în plus Marele Apostol și un adevăr pe care și voi îl veți confirma cu toții. Și acest s-a suit, ce înseamnă versetul 9? Și acest s-a suit, ce înseamnă? Decât că s-a coborât în părțile mai de jos ale pământului. Deci cel care s-a coborât este același cu cel ce s-a suit. Observați ce adaugă apostolul la afirmația profetului. Deci, afirmația este a profetului David, din Psalmul 68, versetul 18. Sigur că această profeție dă, să spunem așa, tendința de a observa și a vedea că un cuceritor a făcut mari cuceriri și acum a luat trofeele pe care le avea el și le duce undeva ca să le prezinte. Când ne uităm la împărații pământești, ei așa au și procedat. Uitați-vă în istorie și veți vedea. Ca un exemplu, ne uităm la escapadele, să spunem, de războaie a romanilor, care au ajuns până în Israel și în special în Ierusalim. Când generalul Titus, deci, a învins Israelul și în special cetatea Ierusalimului, plus Masada, el s-a întors în Roma și a intrat, știți voi, pe calea aceea, victorios, ducând cu sine enorm de multe lucruri, între care notorietăți din Israel de cel mai înalt grad, dar și trofee, între care a ajuns acolo și candelabru cu 7 crengări. Din aur curat. Vă imaginați ce cinste a avut acest general în fața împăratului și a Romei cu această victorie. Știți că împărat era la vremea respectivă Tiberius Cezar, care luase locul lui Augustus Cezar.
Deci imaginea de aici este aceasta. Uitându-ne, de fapt, în adâncul a ceea ce Apostolul Pavel ne arată aici, arată că cel care s-a suit, sigur că cu toții veți admite că acela este Domnul nostru Iisus Hristos. Profetul arată că s-a suit, dar nu arată că s-a coborât. Sunt două aspecte importante, dar țin de același adevăr. Este imposibil să te urci dacă nu cobori. În ascensiunea pe care Dumnezeu o dă ca posibilitate pentru oricine care se apropie de El. El trebuie mai întâi să se coboare. Priviți-L pe Domnul nostru Iisus în direcția aceasta, când ne uităm la felul cum El a procedat. Și în antagonism cu aceasta, priviți-L pe Lucifer. Cum a procedat El? El doar s-a suit și nu s-a coborât. Asta este în armonie cu prima lecție care am avut-o astăzi, ținută de fratele Iosif, o lecție pe care am apreciat-o enorm de mult. Deci, când ne uităm la Domnul nostru Iisus Hristos, El a fost Cel care s-a coborât, dar de la Sine, inițiativă, s-a coborât Domnul Iisus pe pământ. Nu! Găsim în Galateni, Apostolul Pavel le scria evreilor acolo, le spunea ce s-a întâmplat. Dar la timpul potrivit Dumnezeu a trimis în lume pe cine? Toți veți răspunde în cor că pe Fiul Său născut prin femeie. Ce să facă El? Să ne răscumpere. Să-i răscumpere pe israeliți. Probabil că aveți în minte și în imagine harta planului divin al vârstelor. Acolo, la începutul vârstei evanghelice, avem două cruci. Și acelea reprezintă ceva care privește doar pe evrei, de două ori vinovați. Neîmplinirea legii și au călcat păcat, deci legea originală. Păcatul original era asupra lor. Ei, Domnul nostru Iisus s-a pocorât aici, în părțile mai de jos a pământului, cum? Nu oricum. El s-a făcut om, s-a făcut asemenea nouă, dar fără păcat, fără păcat. Această coborâre în părțile mai de jos a pământului, iată până unde l-a dus pe Domnul nostru Iisus. Sigur că toate acestea erau menite pentru Cel care urma să se înalțe sus. Dar cum s-a înălțat Domnul nostru Iisus? Cum s-a înălțat? S-a pogorât 3 ani și jumătate în jos, tot mai jos, tot mai jos, până unde? Până pe cruce la Golgota. Și cum a murit acolo? Ca unul care a învins, ca unul victorios privit din punctul de vedere al omului natural? Nu, ca unul vinovat. Este vinovat să fie omorât. Și nu oricum, răstignit pe cruce. Când ne uităm la toate aceste chestiuni, sigur că în mintea Domnului nu erau doar aceste imagini. El s-a uitat dincolo de toată această scenă sângeroasă în care El a fost umilit și s-a uitat cât de mult îi va permite Tatăl ca prin această umilință să se ridice sus, sus, până la cea mai înaltă înălțime. Deci, profeția ne spunea că te-ai suit sus, pe înălțim și ai luat robia roabă. Ce e această robie? Omul a intrat în această robie prin reprezentantul său, Adam și Eva. Păcatul era această robie. Domnul Iisus a venit și a luat această robie, a luat-o captivă, în dreptul Lui. Când ne uităm la lucrarea, ne uimim pe care Domnul Iisus a început să o realizeze. Ne întrebăm adesea, cum s-au întrebat cei care s-au apropiat de Filip și au spus: Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Extraordinar! Filip a discutat cu un alt apropiat al lui Iisus și acei greci au avut ocazia să-L vadă pe Iisus. Scriptura nu ne spune ce a discutat Iisus cu aceștia, dar cred că a discutat lucruri minunate. Vă imaginați niște greci educați ce-or fi discutat cu Domnul Iisus? Când ne uităm în rugăciunea Domnului din Ioan 17, versetul 3,
acolo ne spune, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, Tată, și pe Iisus Hristos pe care tu l-ai trimis. Aceste cuvinte au o greutate enormă. Îl cunoaștem noi pe Dumnezeu? Îl cunoaștem noi pe Domnul nostru Iisus? Îl cunoaștem pe Dumnezeu doar prin actul răscumpărării. El este Mântuitorul nostru, pentru că El a conceput planul de salvare al nostru, al oamenilor. Domnul nostru a fost executantul acestui plan. Acum, haideți să ne gândim puțin. Când ne uităm în dreptul Domnului Iisus și îl vedem ca arhanghel, am putea să punem vreun merit în dreptul Domnului Iisus că merita această demnitate de arhanghel? Ce răspundem la întrebarea aceasta? Nu credem. Alte grade de ființă îngerești au vreun merit că sunt așa? Niciun merit, dragi frați și surori. Noi că am ajuns în această stare de har, ce merit avem? Avem vreun merit? Decât că citim, prin har ați fost mântuiți și aceasta nu este de la voi, ci este ce? Darul lui Dumnezeu. Acum haideți să observăm întreaga lucrare a Hristosului. Să ne uităm la ea. Ce cuprinde această lucrare a Hristosului? Iisus ca cap și biserica ca și corpul său. Dar haideți să privim în primul rând din aspectul Domnului nostru Iisus Hristos. Ce a realizat El? Ce a făcut El? A răscumpărat întreaga rasă. Așa-i? Este un lucru enorm. Dar în cadrul acesteia era ceva de făcut. Trebuia ales un corp de membri. Și aceasta de unde vine? Ce era aceasta? Era meritul acestora care sunt chemați, chiar acum studiem aspectul acesta. Prin har suntem în starea aceasta în care suntem. Când ne uităm, sigur, la lucrarea aceasta și ne uităm la ceea ce scrie Scriptura în dreptul acestei lucrări și ne uităm la lucrarea terminată a Hristosului întreg, putem să spunem împreună cu profetul Isaia că El va vedea rodul muncii sufletului său și va fi mulțumit. Domnul Iisus, vă imaginați grandiozitatea acestei lucrări a Domnului nostru Iisus și a bisericii sale? Pe dinaintea ochilor noștri, ca și studenți de Biblie, ar trebui să treacă toată lucrarea aceasta, începând de la primele pagini acestei cărți, Scriptura, și până la ultimile ei pagini. Când ne uităm la aceste aspecte, ce vedem realizat până în prezent? Vedem lucrarea unei clase care, dacă n-ar fi murit Iisus Hristos, n-ar avea nicio valabilitate acea lucrare a acelei clase. Un prim rod, un prim dar dat Domnului Iisus pentru răscumpărarea pe care El a făcut-o. Mă refer la clasa celor care sunt arătați în Roman, în Evrei 11, versetul 38 la 40. Cred că știți ce clasă este aceea. Clasa profeților, a vrednicilor din vechime. Ce oameni, ce lucrări au făcut aceia. Unul dintre ei a fost detailat azi, în auzul urechilor noastre. Și am văzut aprecierea pentru acest caracter numit David, om după inima lui Dumnezeu. Vedem ce lucrare a făcut acesta. Mergând mai departe, lăsăm la parte acest segment al vrednicilor din vechime și vedem lucrarea timpului nostru, pe care îl numim veacul evanghelic. O lucrare extraordinară. O posibilitate extraordinară. Marele apostol Pavel le scria evreilor, 3:1. Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la marele arhireu, adică la Iisus. Ce înseamnă aceasta pentru mine și pentru voi toți? Că există o posibilitate în acest veac, în acest timp, de la
Iordan, de la Domnul nostru începând și până la finalul acestei vârste, de a fi împreună cu Iisus. De a avea posibilitatea să beneficiem de această chemare cerească. Frați sfinți, vom remarca aici cu toții că nu-i vorba de chemarea întregii omeniri, ci este o ofertă specială. Marele apostol Petru a spus în direcția aceasta, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. 2 Petru 1, versetul 4. Când ne uităm la această invitație, ea este una grandioasă. Dar să ne uităm un pic și la felul cum Dumnezeu procedează cu această clasă. În loc să-i dea un mijlocitor acestei clase, Dumnezeu îi dă ce? Spuneți cu toți, ce ne dă Domnul Dumnezeu nouă? Ce posibilitate? Cum ne putem noi raporta la Dumnezeu? Prin ce? Prin advocat. Deci, advocatul nostru, da, bine spunea în limba greacă, așa este. Deci, când ne gândim la Domnul nostru Iisus, iată, Dumnezeu îi permite să fie avocatul nostru. Probabil că ați lustruit destul de bine învățătura aceasta, diferența între mijlocitor și advocat în mințile voastre. Probabil că și eu am încercat, destul de greu am putut pricepe care e diferența, dar când am înțeles-o, m-am bucurat și mă bucur încă. Care e diferența între mijlocitor și advocat? Aceasta este o primă favoare. Acest avocat ia cauza fiecăruia dintre noi dacă o ducem în numele lui și o duce direct la Tatăl. Pe când mijlocitorul viitor nu va face acest lucru. Pentru omenire, el va fi Tatăl ei pentru 1000 de ani. Deci, Părintele Veșniciei, bine spunea fratele Rudi. Da, deci așa va fi Domnul nostru Iisus. Dar dincolo de toate aceasta, observați cum începe Dumnezeu această lucrare grandioasă. Iisus ca cap, apoi cheamă Iisus, cred că la indicațiile Tatălui, toți sunteți de acord, să cheame 12 apostoli. 12 reprezentați pe care i-a numit apostoli. Mă opresc un pic aici să observăm că deși sunt idei destul de multe și destul de năstrușnice legate de cel de-al 12-lea apostol, care i-a luat locul lui Iuda. Mulți cred că nu a fost acesta apostolul Pavel, ci că a fost Matia, că el a avut experiența de l-a văzut pe Domnul, a văzut lucrările lui, a fost cu el tot timpul și ăsta e argumentul. Uitând că noi ca și creștini și chiar apostolii, ca și urmași în urmele Domnului Iisus, trebuia să fie învățat lecția aceasta că nu ei s-au ales unii pe alții, ci că cine a ales? Domnul nostru Iisus. Citim în aceeași carte a Efesenilor, capitolul 4, el a dat pe unii așa, așa, așa. Dar vom ajunge și acolo. Vreau să mai observăm un lucru. Cea mai lungă perioadă de alegere în planul lui Dumnezeu și în toate veacurile este oferită acestei clasă care nu-i numeroasă. Toți știm că este doar de 144.000 de membri, pe care Domnul Iisus o numește sub pana Sfântului Luca, spunând Luca 12:32. Nu te teme, turmă mică, că Tatăl îți dă cu plăcere împărăția. Observați că nu e o turmă mare, ci este una mică. Ei, această clasă beneficiază de aproape 2000 de ani în care ea trebuie să fie selecționată, trebuie să ajungă acolo ca numărul să fie obținut de 144.000 de membri. Și aici e o întreagă apologie legată de Apocalips 7. Din seminția X, Y și Z, 12.000. Tot așa. Mulți vin cu argumentul că iată, clasa aceasta se alege din Israel și s-a ales deja. Nu discutăm de chestiunea respectivă.
uitând și neobservând mulți că numele acestora este semnificativ și că nu din fiecare seminție, când ne uităm în istoria Noului Testament, vedem că tari puțin l-au acceptat pe Domnul nostru Iisus. Nu s-au găsit în națiunea lui Israel de toți 144.000. Unde să mai punem că între aceștia erau unii care nu erau ca și Natanael, despre care Domnul Iisus, văzându-l venind despre el, iată un israelit cu adevărat în care nu există vicleșug. Era o criză și la vremea respectivă de adevărați israeliți. Dacă era la începutul vârstei așa ceva, ce vă spune azi la finalul vârstei evanghelice? Crize au fost totdeauna, dragi frați și surori. Să nu ne mirăm. Dar mai insist un pic la referitor la această clasă. Deci aproape 2000 de ani, sigur că Dumnezeu, cum am învățat serile trecute, a găsit suficienți indivizi ca să accepte această chemare, să formeze cei 144.000. Dar el a permis ca în acest răstim lung să se întâmple mai multe lucrări deodată, sau concomitent, am putea spune, ceea ce este foarte adevărat. Trăim la finalul acestui veac evanghelic în care constatăm că această clasă nu este completă încă. Și vedem ce s-a întâmplat. După această clasă, ce mai observăm? O altă clasă, mult mai numeroasă decât clasa aceasta. Apocalips, capitolul 7, 14, ne arată acest lucru. Două capitole care ne arată, deci, o clasă extraordinară, o clasă a marei mulțimi. Ioan îl întreabă îngerul, cine sunt aceștia, de unde au venit, ce-i cu ei? Și ce îi spune Ioan la? Că el oricum îi întreba de înger. Vă imaginați, îngerul întreabă pe Ioan. Câtă umilință! Doamne, dar Tu știi! Și atunci ce îi spune îngerul? Aceștia sunt cei ce vin din marele necaz. Ei și-au spălat hainele în sângele mielului și le-au albit. Iată o altă clasă enormă. Și acest lucru este tot ca roda celui care s-a pogorât și apoi s-a înălțat. Un alt rod extraordinar, mare, acest rod. Clasa aceasta se pare că este atât de numeroasă, nu că nu se poate număra, pentru că discutăm cu unii și cu alții, așa de mare este această clasă că nu se poate număra. Oare e posibil așa ceva? De ce nu spune că nu se poate număra? Pentru că numărul lor n-a fost unul, să zicem, predestinat cum este celor 144.000. Din cauza aceasta, Dumnezeu a prevăzut că mulți vor răspunde la această chemare. Mulți chemați, puțini aleși. Priviți în Matei capitolul 7. Domnul Iisus subliniază acest aspect. Dar spune, nevoiți-vă să intrați pe cărarea cea îngustă sau pe drumul cel îngust. Dar mulți vor merge pe lângă el. Ei, această clasă face parte, deci, din cei care au fost chemați, din cei care sunt primele roade și din aceștia, iată, rezultă această clasă. Ce este cu ei, cu clasa aceasta? În cele din urmă, această clasă va ajunge să fie mântuiți. Sub ce imagine? Ei au apărut acolo în Apocalipsa 7, cu ramuri de palmier în mână. Deci, au biruit, dar n-au fost cuceritori. Mai puțin, această clasă este atât de numeroasă încât ea cuprinde chiar finalul vârstei noastre evanghelice. Mulți știu că aveți alte păreri în direcția aceasta, dar dacă ne uităm în opera scrisă de servul înțelept și credincios, vom vedea ca un fir roșu că autorul susține că până la finalul, deci strâmtorării, clasa aceasta, deci se va găsi acolo în Babilon. Și numai când vor vedea Babilonul căzut, numai atunci vor ieși afară de acolo. O clasă foarte numeroasă, care vedem că e arătată și în Apocalips, capitolul 19.
Profeția ne arăta, iată, o altă clasă, o a patra clasă, foarte interesantă această clasă. Iată ce spune aici, dar chiar și cei răzvrătiți vor veni și vor locui lângă Domnul. Ce am spune? Cine ar fi acești răzvrătiți? Care vor locui și ei lângă Domnul? Cine sunt aceștia? Întreg neamul omenesc sunt cei care s-au răzvrătit. Am putea zice că lumea aceasta nu e răzvrătită? Niciuna n-am putea spune de ceea ce văd ochii noștri și aud urechile noastre. Este clasa celor răzvrătiți. Dar și aceștia, iată, vor locui lângă Domnul. Ce vreau să ne spun aceste cuvinte, dragi frați și surori? Ele vreau să ne spună că dacă s-a plătit un preț de răscumpărare pentru toți, așa-i? 1 Timotei, capitolul 2, versetul 6. Omul Iisus Hristos care s-a dat pe sine însuși ca răscumpărare pentru câți? Ce spune acolo? Pentru toți! Așa ne spune Scriptura. Deci, atenție! Dumnezeu nu face o promisiune ca să nu ducă la îndeplinire. O răscumpărare pentru toți, am învățat că este și o ocazie pentru toți. Ei, acești toți trebuie să cuprindă pe toată omenirea să audă de singurul nume dat sub ceruri în care ei să fie mântuiți. Este acest timp astăzi? Vom spune că nu. De ce? Pentru că ne uităm în lumea aceasta așa zis creștină și sunt ei în situația aceasta? Să se plece, să audă de singurul nume dat sub ceruri? Câte nume n-au ăștia și cred că sunt mântuiți? Nu vreau să accentuez nimic ca să supăr pe cineva. Dar gândesc că există o altă cale de mântuire. Există doar una singură. Prin Domnul nostru Iisus, singurul nume dat sub ceruri. Această lucrare măreață aparține viitorului. Căruia Dumnezeu i-a alocat un timp destul de lung. Nu atât de lung cât alegerii bisericii de 144.000. Aproximativ am putea spune 1000 de ani. Nu vreau să intru aici în detaliile miei de ani, pentru că știm că sunt gânduri împărțite în direcția aceasta. Dar vrem să observăm lucrarea măreață pe care a realizat-o Domnul nostru Iisus. Nu în zadar aminteam textul din Isaia 53. Va vedea rodul muncii sufletului său și va fi mulțumit. Când ne uităm la lucrarea totală realizată de Domnul nostru Iisus, ea va fi una grandioasă, care va duce la realizarea în întregime a țelului pe care și l-a propus Domnul nostru Iisus de a mântui rasa din păcat și moarte. Așa cum spune în Evrei, capitolul 12, știți voi cele patru aspecte în care Domnul nostru Iisus a suferit crucea și a fost omorât pentru această chestiune. Când ne uităm la lucrul acesta, însă, aș vrea să continuăm lecția noastră cu încă un aspect care la timpul nostru nu prea se discută, nu prea îi se dă atenție și iată la ce mă refer. Și să nu uităm că totul pleacă, dar El a dat. Citeam în Cartea Efesenilor, iată ce spune aici Marele Apostol Pavel în direcția aceasta. Zice așa, versetul este 11. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Mă întorc înapoi. Cine a dat aceste daruri? Cine le-a dat? Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă am fi atenți la aceste aspecte, am fi și noi foarte interesați în a respecta aceste lucruri. Dacă nu le respectăm, știți pe cine ne-o socotim? Nu pe un om, pe Dumnezeu, care l-a investit pe Domnul Iisus să dea aceste daruri. Deci când ne gândim,
Iată, a dat daruri oamenilor și în special nouă din vârsta evanghelică. Uitați-vă pentru acest lucru, citim un alt verset, tot de aici din capitolul 4. Ce spune? Deci, și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru ce? Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Până când? Până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, în starea de om matur, la măsura staturii plinătății lui Hristos. Să ne uităm la aceste aspecte, dragi frați și surori, aici. Deci, care era țelul că odată aceste daruri Domnul nostru Iisus? Pentru desăvârșirea sfinților. Aceasta nu cuprinde doar o perioadă din veacul evanghelic, ci ea cuprinde întreg veacul evanghelic. Până în zilele noastre, n-a fost valabil numai într-o perioadă, ci de-a lungul veacului evanghelic, aceasta este procedura în care Dumnezeu, prin Domnul Iisus, a dat aceste daruri. Deci El s-a pogorât și a dat daruri oamenilor, ne spunea profeția, sau daruri în oameni. Când ne uităm la lucrarea grandioasă a Hristosului, vedem așa cum ni se arată în Apocalips. Cerul noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. Unitatea cerului cu pământul va realiza în cele din urmă întreg planul lui Dumnezeu. Cum marele profet sau Isaia, evanghelistul Vechiului Testament, spune, și lucrul acesta, Isaia 28-29, lucrul acesta vine de la Domnul, minunat este planul său în ochii săi. Isaia 53 subliniază un aspect foarte, să spun așa, important. Să-l ascultăm ce spune aici profetul. Ca și cum s-ar pune în situația unuia ca beneficiar. Iată ce spune, citind aici. Versetul este, cred că 12, dacă nu mă înșel, da? Iată ce găsim scris aici, în versetul 12. Deci, după ce în 11 se spune că va vedea rodul muncii sufletului lui și va fi mulțumit, prin cunoștința lui slujitorul meu, deci cel drept va îndreptăți pe mulți și va purta nelegiurile multora, de aceea îi voi da partea lui la un loc cu cele mari. Cine este cel mare de aici, din această profeție? Iehova Dumnezeu. Fratele George, care e prezent aici și îl salutăm, ne spune adesea că familia divină va fi compusă din 2 plus 144.000 de membri, așa-i? Aceasta va fi familia divină. Și priviți cum aici profetul scoate în evidență acest aspect. Iată ce spune el. Deci, va împărți plada lui cu cel mare, așa, și va împărți prada cu cei cel puternic, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și a mijlocit pentru cei vinovați. Acum, dragi frați și surori, să ne întoarcem un pic înapoi, nu știu dacă mai am timp, nu prea mult, așa, să ne întoarcem puțin înapoi. Când ne uităm, sigur, împărăția care va veni, ea va da ocazia tuturor oamenilor de a se întoarce la Dumnezeu. Dar epoca actuală, oare toți cei care sunt chemați vor ajunge în biserică? Sau am învățat deja și am înțeles că doar unii? De ce n-ajung aceștia acolo? Pentru că n-au dezvoltat asemănarea de spirit cu cine? Cu Hristos. Din cauza aceasta, nimeni nu va intra acolo în acea clasă dacă n-a făcut această dezvoltare. Ne amăgim dacă credem că vom ajunge acolo fără a dezvolta ceea ce trebuie să dezvoltăm. Fratele Iosif a accentuat aceste aspecte și fratele Vova, la fel, în lecția sa. Și
trebuie să observăm că în clasa bisericii nimeni nu va ajunge dacă nu va fi dezvoltat pe deplin. Pentru că vă amintiți ce spune Marele Apostol Pavel, ce le scria corintenilor care aveau probleme la vremea respectivă? 1 Corinteni, capitolul 6. Era probleme între ei. Avem tendința uneori să ne condamnăm pe noi ăștia care trăim la finalul veacului Evangheliei. Că nu a fost așa și înainte. Dar priviți că de la început a fost așa, așa-i? Iuda, între cei 12, un vânzător. Apoi apar probleme în veacul evanghelic, începând cu activitatea lui Pavel. Iată, învățători falși, învățători care ce spuneau? A venit învierea. Alții cu probleme. Totdeauna a fost în poporul Domnului probleme. Doar cei care vor reuși și vor trece peste acestea vor fi calificați și vor ajunge de același spirit cu învățătorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Acum ne oprim cu această afirmație și mergem în veacul care vine. Vă amintiți cu toții că veacul milenar va fi un veac al luminilor. Lumina va fi extraordinară. Dar ea se va arăta când? Înspre finalul mileniului. Nu va fi nici zi, nici noapte, ne spune profetul Zaharia în capitolul 14, dar înspre seară se va arăta lumina. Ce vreau să spun aceste cuvinte? Că la început lucrarea aceasta de restabilire, deci va începe destul de să spun așa, fără prea multe, să zicem așa, surle și trâmbiță. Dar ea va continua și va intra pe deplin până când toți oamenii vor fi luminați. Ieremia ne spune în direcția aceasta. Și iată ce spune Ieremia. Când ne uităm în Ieremia, vedem acolo că, într-adevăr, capitolul este 31 și este bine să cităm aceste versete. Iată ce-l găsim, că scrie Ieremia legat de acest aspect. Iată. Ieremia este capitolul 31. Și versetele, deci, așa, eu sunt în Ezechiel, dar în Ieremia trebuia să mă duc. Iată ce găsim aici. Scris despre realizările care se vor întâmpla în realizarea legământului celui nou. Aici ni se vorbește de acest legământ. Citez din la versetul 29. În zilele acelea nu se va mai zice, părinții au mâncat auguridă și copiilor li s-au sterpezit dinții. Cărui timp alocăm aceste afirmații? Mileniului, împărăției de 1000 de ani. În acea împărăție, deci nu se va mai spune, dar din partea cui nu se va spune? Din partea celor care au ajuns la testul final. Și testul final este arătat în Isaia 65:20. Cel ce va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr, dar va muri blestemat ca păcătos. Aici încadrăm acest text foarte important. Aici îl găsim, deci în veacul care vine, de nedezvoltarea la statura, să spunem, a omului original, Adam, așa cum a fost, și a omului Iisus Hristos, va duce, iată, la repercursiuni. Cei ce vor păcătui cu voia, nu vor mai putea zice zicala aceasta, părinții au mâncat auguridă și copiilor li s-au sterpezit dinții, ci fiecare va muri pentru păcatul lui. Și când ne uităm la aceste aspecte, iată, ele sunt realizate de Hristos și biserică. Spuneam din 1 Corinteni, capitolul 6, un aspect important. Frații se duceau pe la judecăți să judecau la judecățile lumești. Și Pavel îi mustră pentru acest comportament și le spune, nu-i printre voi niciun înțelept, nu știți că noi ne calificăm să ajungem ce? Judecătorii lumii. Nu știți că noi vom judeca lumea. Nu știți că noi vom judeca pe cine încă? Pe îngeri.
Și atunci socotiți de o mică însemnătate de a vă judeca cazurile dintre voi, de vă duceți în afară? Ce este aceasta? Observați statura la care este chemată această chemare și la cei ce beneficiază de această vârstă evanghelică. În viitor, omenirea va avea parte de tratamentul acestora. Dacă ei nu se califică de acum ca să fie judecător, cum credem noi că ne vom comporta atunci, dacă Domnul ne va permite? Nici vorbă de așa ceva. Mai departe, profetul ne spune, iată, că fiecare va muri pentru nelegirea lui. Oricărui om care va mânca auguridă, îi se vor sterpezi dinții. Deci când ne uităm la aceste aspecte, este foarte adevărat când ne uităm la profeția Domnului din Matei, capitolul 25, de la 31 la 46. Poate că vă aduceți aminte că am discutat odată pe Meseș, dacă vă aduceți aminte de aceste aspecte. Cum cei din stânga vor zice, când te-am văzut noi așa? Când am făcut noi așa ceva? Când n-ați făcut una dintre cei mai neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Deci, bunătatea aceasta trebuie să întâmple și între oameni. Îi vedem pe oameni acum în situația în care îs. Dar să nu uităm că strâmtorarea cea mare are un rol în ceea ce îi privește pe oameni. Ce rol are strâmtorarea? De a-i umili și zmeri pe oameni până acolo încât să accepte că teologiile lor, doctrinele lor, nu vor duce niciodată la o reușită, ci dimpotrivă la eșecuri. Și noi putem constata, dragi frați și surori, uitându-ne chiar în timpul nostru, că sunt toate eșecuri. Singura domnie adevărată încă n-a fost stabilită pe pământ. Ea urmează să fie stabilită, în care oamenii educați, oamenii cumințiți de strâmtorarea cea mare, vor ajunge să aprecieze aranjamentul noului legământ, în care oamenii vor trebui să înfăptuiască dreptatea. Vă amintiți de binecunoscutul text din Isaia 28, versetul 28? E bine să ne uităm. 17. Da. Acolo ne arată, voi face din judecată o linie și din dreptate un fir cu plumb. Încă nu s-a ajuns aici. Noi așteptăm și sperăm cu toată inima că așa se va realiza pe pământul acesta. Dar până atunci, dragi frați și surori, trebuie să ne pregătim pentru ca Domnul să ne găsească unelte meritoase pentru a face lucrarea de educație în viitor. Și aceasta este șansa noastră. Încă mai este timp, se pare. Încă ușa nu este închisă. Vedem că Domnul cheamă pe unul de aici, pe unul de acolo și iată ne întâlnim în locuri ca acestea și ne minunăm de ceea ce Domnul ne descoperă. Ne minunăm de planul său măreț. Am putea spune că nu există un asemenea plan nicăieri în gândirile, să spunem, necoapte ale oamenilor. Oricât de înțelepți ar fi ei, această gândire pleacă de la Dumnezeu, care El a realizat acest plan. Și El, așa cum zice prin Iisus, El nu se va lăsa până când ce nu va face. Nu va instaura dreptatea pe pământ. Și spune studenții Bibliei ce scrie mai departe aici. Și ostroavele vor nădăjdui întrânsul. Aceasta o așteptăm, dragi frați și surori. Să se realizeze pe pământul acesta. Și cât de mult ne dorim lucrul acesta. Cum zice Marele Apostol Pavel, scriindu-le, iată, unora, ne aducem aminte de Romani. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Cu ce nădejde? 8, 19, 20, 21. Că și ea va fi ispăvită din robia stricăciunii și a morții. Dar Apostolul Pavel merge mai departe. Dar și noi care avem cele din tâi roade, ce facem? Suspinăm în noi înșine și ce așteptăm? Ce așteptați? În fierea, fraților, uitați-vă, aceasta e lucrarea noastră, aceasta e munca pe care noi o așteptăm să ne fie încununată cu succes. Ne dorim noi lucrul acesta?
pe singurul, să zicem, argument am putea fi îndreptățiți să ne-l dorim. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Domnul să ne ajute, dragi frați și surori, să ne vedem munca încununată de succes și binecuvântarea Domnului să fie peste capetele noastre. Așa cum spune în Eclesiastul 9:8. Unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap și hainele să-ți fie albe în tot timpul. Dumnezeu să ne ajute la toate acestea. Amin.